15 copii. Nu, o să rămânem în tonul ăsta super cald, micuțu, pentru că o să citim din povestea mea. Este exact așa. Ne-am întors cu o poveste din povestea mea, care vă va încălzi sufletele și vă va și învăța cum să nu vă lăsați pradă unor profitori care vor să profite de voi. Șarlatan peste tot, pe toate drumurile. Escroci, nu mai fie scroc, escrocule. Haideți să vă citim din sora mea a fost victima unui șarlatan. E o poveste trimisă de Alina M., care are 30 de ani din București. Wow, marele 3-0, Alina. Bravo. Sper că gestionezi bine situația. Aproape că ai cât aveai sus. Și subtitlul este: uneori creierii prea încinși, așa cum este cel al surorii mele, altfel un medic de excepție, din cauza supra-solicitării mai dau și rateuri. Uite așa, Corina, o tipă emancipată și cu un IQ de invidia, a luat o țeapă de zile mari de la un escroc de duzină. Și o să o luăm de aici. Părea ursuză. Corina știa că nu sunt de acord cu băutura, sau mai degrabă că nu înțeleg ce rost are băutura. Am glumit, a zis, dar n-avea un chip glumeț. Corina, ți-ai propus să pleci pe undeva? Da. Ai vreun tip? Nu. Atunci? Vrei să-ți spun adevărul? Nu văd de ce mi-aș dori să mă minți cu nerușinare. Mă duc la o ședință de inițiere. Inițiere în ce? În tainele universului paralel. Universul tău paralel este calea victoriei. Corina locuiește pe strada Academiei. Am cunoscut un clarvăzător, dar nu e iubitul meu. A trăit 10 ani în Tibet și alți 10 în Vaslui. În ce ordine? Mai întâi în Tibet. Deci nu are accent tibetan? Oamenii păstrează accentul ultimei locații. Pun pariu că unei linguri sau unei cepe îi spune dânsa. Am cunoscut și eu pe cineva din Vaslui. O șoferiță de taxi foarte simpatică. Mi-a spus bancul cu sânii. Și care-i bancul cu sânii? Sânii pupi în fund. Această povestire și multe alte povestiri le puteți găsi, doamnelor, domnișoarelor, fetelor, în povestea mea. Super. Da? Putem găsi și o altă poveste inspirațională pentru fete, femei și alte femei. Ce fel de femei sunteți voi astăzi? Suntem niște femei supermodele care acum nu mai prezintă mașini. Eu sunt un pic anorexică, iar ea... bulimică. Și nu ne vine să credem că nu mai prezentăm mașini. Avem o poveste care se numește Căutam iubirea, dar ea mă găsise deja. Avem cu povestea Înainte de a se îndrăgosti, fiecare are niște așteptări sau cel puțin o idee cât de vagă, măcar din auzite, despre cum și ce trebuie să simți atunci când îți întâlnești sufletul pereche. De cele mai multe ori nu se întâmplă chiar așa. Nu e nici cu surle. Ce înseamnă surle? Surle înseamnă niște sulițe mai mici. Nu se pronunță Shirley? Ba da, Shirley din americanul surle. Nu e nici cu Shirley, nici cu trâmbițe. Nu e, trâmbițe. Trâmbițe. Întâlnim. Nici cu îngeraș bucălat sau cupidon. Dar cumva simți când te lovește iubirea. O poveste trimisă de Virgil Ianoș, de 26 de ani. Am crezut că vei spune Virgil Ianoș.
Ce chestie! Laura Belegiu, doamnelor și domnilor! Eu nu am povești din asta. O fostă colegă! De ce mai? Deci tu prezentai mașina. N-ai prezentat mașina niciodată? Niciodată, nu, nu. Noi am prezentat! Mamă, zici că... Da. Mulțumim, eu prezentam altfel de lucruri mai... Rușinoase? Ne cerem scuze. Niciodată. Bine, mulțumim fetelor că v-ați super uitat la noi și promitem că și mâine o să vă prezentăm și alte povești. Vestea mea. Și mulțumim frumos, bărbat pres sau man pres. Cum îi spunem? Spunem noi. Ciao, ciao, pupi, kissy.